80 de copii din parohia Gălățeană Rediu, dar și copii români din afara granițelor țării veniți în vacanță din Irlanda, Italia, Spania și Marea Britanie, au participat zilele trecute la tabăra Vacanța din pridvorul bisericii. Pe lângă programul de rugăciune, copiii au fost antrenați în diferite ateliere de creație, gătit, cântece și dansuri tradiționale românești, toate sub genericul Generații Așezătoare, un proiect pentru bunici și copii. În organizarea activităților s-au implicat membrii ai Consiliului și Comitetului Parohial, voluntari din cadrul Asociației Culturale de Teatru pentru Copii și Tineret Absolut din Galați, precum și cadre didactice din localitate. S-au organizat de asemenea diverse întreceri sportive, partide de fotbal, badminton și tenis. În ultima seară, în jurul focului de tabără, bunicii au depânat amintiri pentru nepoți. Tabăra s-a încheiat cu o excursie în stațiunea turistică Slănic Moldova, cu opriri la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Tudor Vladimirescu din județul Galați, la Biserica Adormirea Maicii Domnului și la Muzeul Ștefanian de Cultură și Artă Religioasă din localitatea Borzești, județul Bacău. Iar după participarea la Sfânta Liturghie, beneficiarii și voluntarii taberei au primit diplome.